Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă arăt cum activați autoload-ul în Farming Simulator 22, deoarece foarte mulți dintre voi m-ați întrebat acest lucru, văzând că eu am adăugat acest Iveco 240 cu autoload în seria mea de Farming Simulator 22. Și vreau să vă explic exact ce s-a întâmplat, după care o să vă explic cum am rezolvat situația. Ei bine, l-am descărcat și pur și simplu așa cum l-ați descărcat și voi și l-am introdus în seria mea de Farming Simulator 22. În titlu ați văzut autoload și am zis, bă, gata, e potrivit ca să-mi încarc paleții de la sere. Bă, ce s-a întâmplat mai departe? Păi, am intrat în joc, aveam camionul, aveam paleții, bine, de data asta am un alt tip de paleți și m-am dus frumos lângă paleți și așa cum eram eu obișnuit din FS19, apăs tasta R. Bine, sunt foarte multe moduri cu autoload, foarte multe remorci cu autoload care pur și simplu funcționează automat. Sau pur și simplu apeși tasta R și funcționează, nu trebuie să faci absolut nimic ca artificial, dar aparent sunt și câteva moduri care necesită instalarea unui alt mod pe lângă, ca să zic așa. Bun, am intrat în joc, am apăsat tasta R, văd, bă, nu se întâmplă nimica. Deschid meniul ăsta de comenzi, n-aveam tasta R. Aveam kinci, aveam orice altceva, dar nu tasta R. Și atunci m-am panicat puțin, că eu îmi filmam gameplay-ul pe care să postez pe canal. Pun pauză la joc, mă duc chiarăși pe site și zic, bă, stai așa, unde greșesc? Iveco 240, platform autoload. Mă, ce greșesc? Mă duc în descriere să văd. A lăsat cineva vreo reputație negativă, vreo explicație? Când văd aici, necesită specializarea autoload de la Aki Mobil. Bine, voi dacă nu-l aveți în română și l-aveți, nu știu, în engleză, spaniolă, italiană sau orice altă limbă, puteți să băgați site-ul pe Google Translate și automat veți vedea și voi traducerea adaptată în limba română. Și văzând treaba asta, specializarea autoload de la Aki Mobil, nu știam despre ce e vorba. Că nu prea am fost activ pe FS22 în ultima vreme. Iau așa cu copy-paste. Mă duc frumos pe Google și zic, mă, ce e Achimobilul ăsta? Dau autoload Achimobil Farming Simulator 22. Eram curios și văd că într-adevăr există un mod de palet autoload specialization pentru FS22. Dau click pe versiunea asta 1.2 pe care vă oricum o să vă pun în descriere să vă fie mai ușor să nu mai căutați și văd că într-adevăr ăsta, modul ăsta face de fapt posibilă încărcarea automată apăsând tasta R. Bag modul, după care observ că dintr-o dată în meniul de comenzi îmi apare disponibilă comanda R. Și atunci mă duc lângă paleți, bineînțeles. Bine, eu atunci am avut un singur tip de paleți de la SR, cu roșii, salată și căpșuni, dar acum, ca să vă demonstrez, am mai multe tipuri de paleți, asta ca să vă explic cum îi încărcați. Bineînțeles, nu e suficient să apăsați tasta R, pentru că dacă apăsați tasta R o să observați că în continuare nu merge. Din ce cauză? Pentru că nu aveți europaleți. Trebuie să selectați tipul de paleți pe care doriți să-l încărcați. Atenție, nu puteți încărca două sau mai multe tipuri de paleți diferiți pe această remorcă, astfel că e un schimb din europalet în liquid tank. Practic sunt acești paleți cu ierbicid și acum dacă apăsăm tasta R o să vedeți că o să-mi încarce acești paleți. Mă duc și în partea asta ca să-i încarc și pe aceștia. Deci, dintr-o dată, magia s-a produs și nu știam de ce. A, atenție, după ce încărcați, apăsați neapărat kingile pentru că paleții, efectiv, vi se plimbă dicolo-colo. Mă duc în partea asta, dau și aici un R, o să-mi încarce și pe ăștia, probabil, bine, nu mai e spațiu pentru că mi-a încărcat fix pe mijloc, dar dacă îi aranjați voi puțin, nu știu, cu mânuța sau cu ce vreți voi cu motostivuitorul, o să observați că vă mai încape câte unul pișpicolo. Bun. Ca să încărcați, de exemplu, ceilalți paleți de tip sac, trebuie efectiv să-i descărcați pe aceștia, apăsând tasta U, stați așa ca să ne îndepărtăm puțin, tasta I, îi descărcăm aici și selectăm alt tip de paleți pe care vrem să încărcăm, în cazul de față, Big Bag Palet. Și după aceea veți observa că dacă ne ducem la paleții cu semințe, vom putea să încărcăm și pe aceștia. Ne ducem lângă ei, apăsăm tasta R și s-a produs magia. Deci, ca idee, trebuie neapărat să descărcați atât modul cu Iveco, cât și acest palet autoload specialization, de preferat varianta 1.2, pentru că asta vine și cu niște bug-uri rezolvate. Dar ca să vă fie mai ușor să nu vă mai bătesc capul, în descrierea clipului uitați-vă că aveți atât linkul pentru Iveco, cât și linkul pentru acest palet autoload, așa că le instalați pe amândouă și cu tasta R faceți magii, vă ușurați munca, dar nu uitați, selectați tipul de paleți pe care îl încărcați. Dacă încărcați de la sere, nu mai selectați nimica pentru că vine preselectat europaletul. Dacă considerați că acest mini tutorial v-a fost de ajutor, făcut la cererea voastră pentru că ați fost peste 10 persoane care ați întrebat de el zilele trecute, ei bine, apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult, butonul de subscribe și aveți în descriere Instagram-ul și Discord-ul dacă vreți să mai stăm de vorbă. Pa, pa!